început ușor de break, un carambol neluat în considerare de Mark Selby și poziție ratată la o bilă colorată. Ar putea să termine înainte să înceapă acest break pentru Selby. Atacă totuși buzunarul galben cu bila albastră. De unde se distanță. Atențioasă, dar bine executată. Și cred că a obținut și poziția la bila roșie, cea mai apropiată de buzunarul drept. Six. Ha. Bila albă rămâne pe masă. Nu mă întrebați cum, prieteni. Chuff. Foarte frumoasă lovitură. Intensitate de buzunar perfectă, până și poziția obținută. Dacă vă merge la bila roșie, cea mai apropiată de buzunar superior drept, da, pentru aceea joacă, deblochează astfel traiectoria bilei negre și Mark Selby devine favorit la câștigarea jocului 2. Vedem ce se mai întâmplă la celelalte mese. Michael Holt foarte aproape de o victorie în fața lui Michael White. Rory McLeod îl conduce pe Cam Doherty 2-0. Meciurile care se dispută la această oră. Touching ball. Anunța puțin. Touching ball nu îl deranjează foarte tare pe Mark Selby. Lovitura e grea, dar reușită. 27. Tu. 12 puncte avans pentru Selby, 51 maxim disponibile. O bilă roșie. Are o poziție dificilă. Cea de pe manta laterală, nici cealaltă nu strălucește ca plasament. Acum ar putea fi o șansă bună de a plasa bila albă pentru acea bilă. Vedem la ce buzunar. Mai încet la cel de mijloc, da, pentru cel de mijloc din partea stângă a jucat. 39. Bine de tot. Bun și unghiul. De aici cel mai bine este să placeze în spatele bilei roșii bila albă și să o atace la același buzunar, bila roșie. E ok. Să nu fie drept pe buzunar, asta e foarte important. Atunci nu va putea depărta bila albă de mantă. 27 cu 35, bila roșie este bilă de 2-0. În favoarea lui Mark Selby. E unghi perfect.
fără emoții. Bila de 2-0, 28-27 și sigur de va continua și cu lovitura la bila neagră. Lucrurile vor decurge în favoarea englezului. Da, ar fi o închidere de masă cel mai probabil. Ia să vedem. Una, două, trei. Trei mante. Încă trei mante. Să vedem de va închide. Da, nu? Unde va ataca? Buzunarul drept. Da, rămâne pe masă. Dar este 2-0 în favoarea numărului 1 mondial. Englezul Mark Selby în disputa cu irlandezul Fergal O'Brien. Pauză și revenim cu jocul 3.